Dejun cu nucă, stafide, mandarine, măr, iaurt și miere de albine. Mandarină, Vă mulțumesc. două dacă De nucă măcinată, stafide și aici vom pune puțin iaurt. Deci facem un mic dejun. Așa, vom lua câteva linguri de iaurt și le vom pune aici. Deci cât mâncăm noi la un mic dejun. Așa. Pentru o persoană sau două. Mai întâi vom curăța mărul. Să vedeți ce bunătate este. Și dacă dorim, putem adăuga și o lingură de miere de albine. Doar dacă dorim. Dacă nu dorim, eu nu pun. Așa. Iaurtul este iaurt natural. Și curățim mărul de conjun. Curățăm și o mandarină. Clementine, mandarine, portocale, tot ce doriți, puneți. Acestea sunt clementine. Și acum voi tăia mărul. Am să pun doar o jumătate de măr. Și vom tăia cu bulețe mici, mici, mici. Vom pune totul așa aici. Așa, să mai pun o bucățică. Vom tăia și mandarinul. Așa, bucățele, bucățele. Și le vom pune aici. Să vedeți cât este de bun. Așa, să le tai pe toate odată. Acum vom adăuga cam o lingură de stafide. Voi lua așa o lingură, nu mai mult, o lingură. Așa, de stafide, una, două, am să mai pun câteva. Stafide. Și o lingură, două de nucă măcinată. Și acum amestecăm. Și este un deliciu. Să încercați. Și cine dorește, poate pune o linguriță de miere. Cine dorește. Adăugăm așa un vârf. Așa, de miere de albine. Și amestecăm și să vedeți ce bunătate. Așa. Este un deliciu. Vedeți, pentru două persoane, cât am făcut eu aici. O să punem 2-3 stafide. O să punem puțină nucă. Așa. Așa. Un mic dejun super delicios și super bun. Sper să vă placă. Mulțumesc tuturor! O zi frumoasă și ne vedem și în altă zi cu alte noi rețete.